Noaptea Europeană a Muzicii Clasice este la prima ediție și își propune să promoveze muzica clasică în rândul populației urbane și nu numai, încercând să arate o nouă față a muzicii culte. La noi, în Piatra Neamț, ADRE Nord-Est, prin centrul Europe Direct, a adus Pentatonic Ensemble, un quartet a unor tineri din Bacău, care vor avea un mic concert aici la turnul lui Ștefan cel Mare. Sper să țină vremea cu noi și să fie un eveniment reușit. Muzicienii au oferit celor prezenți pe platoul de la turn 2 ore de plimbare pe tărâmul muzicii. În această noapte, acordurile muzicii clasice răsună în întreaga regiune de nord-est a României, ca un semnal de forță prin care dorim să strigăm lumii întregi că suntem mândri că suntem români și mândri că suntem europeni în același timp. În această seară, Oda Bucuriei, cea pe care ați auzit-o, Adineaur, răsună în alte 7 orașe din regiunea nord-est, din Iași, din Suceava, Botoșani, Vaslui și Bacău, unde se desfășoară evenimente ca și cel pentru care ne aflăm aici, Noaptea Europeană a Muzicii Clasice. Pietrenii care au venit special pentru acest spectacol, dar și cei care se aflau întâmplător prin zona platoului de la turnul lui Ștefan, s-au arătat încântați de muzica oferită de cei 6 artiști ai grupului instrumental.